Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că fostul premier Dacian Cioloș nu are șanse la prezidențialele de anul viitor și că va trebui susținut Klaus Iohannis în această bătălie. Nu are șanse, s-ar trage un glonț de pomană. Klaus Iohannis e deja rodat, are experiență politică la vârful statului, va fi în măsură să-și ducă o campanie electorală care să-l facă favorit pentru al doilea mandat. Pe Dacian Cioloș poate îl mai pune cineva ceva, că el merge pus. Îl pui ministru, e ministru. Îl pui consilier, e consilier. Îl pui comisar european, e comisar european, dar eu nu îl văd ales. Adică, ce a făcut la alegerile legislative trecute, cum s-a jucat cu PNL-ul, pentru mine a fost o dezamăgire totală și mi-arată un caracter greu de descris pentru un politician și un politician trebuie să aibă o minimă loialitate, a declarat fostul președinte la un post de televiziune, întrebat ce șanse are Dacian Cioloș la prezidențiale. Traian Băsescu a mai spus că actualul președinte va ajunge în turul 2 alături de candidatul PSD, doar că rămâne de văzut care va fi acesta. Dacă Dragnea își va închide problemele cu justiția, probabil că la autoritarismul pe care îl manifestă în interiorul PSD, probabil că nici nu va îndrăzni altcineva să se gândească la o candidatură. Dacă își rezolvă Dragnea problemele, dacă nu, au o problemă toți. Liviu Dragnea e varianta cu cele mai mari șanse de a fi nominalizat de partid, dacă își rezolvă problemele în justiție. Dacă nu, au probleme să găsească un candidat care să-i facă față lui Iohannis, a spus Traian Băsescu. Fostul șef al statului a mai afirmat că Liviu Dragnea nu are șanse să câștige prezidențiale de anul viitor, dar ar putea fi un candidat serios.